Domnule, vă asigur și vă asigur pe toți că lor le e mai mare frică decât nouă ne este față de ei. Țineți minte ce vă spun. Lor le este mult mai mare frică. Mare de tot. Pentru că le e frică să intre cu gâtul în lanț, în ștreangă. Și așa va fi. Când va fi să se schimbe, vor dormi cu punga de aur sub cap și le va fi frică, iarăși, să nu șofure singuri. Exact cum a fost pe vremea lui Vlad Țepeș. Gândiți peste ei. Fără libertate, fără naționalism viu, fără patrioți, România se înșală pe ea însăși. Iar cetățenii ei rămân sclavii dorinței de a nu mai fi sclavi. Sigur, Statele Unite, nimic de spus, partenerii noștri strategici. Dacă este partener strategic, atunci prima bază este să investească în infrastructură alături de noi. Să avem drumuri bune, să avem școli bune, să avem spitale bune. Nu să avem război. Noi nu avem nevoie de război. Poporul român nu are nevoie de conflict. Nu este în primul rând un popor conflictual. Și lumea trăiește într-o fantezie. România trăiește într-o fantezie. Gândiți-vă că țara noastră, numai în București, sunt peste 22-24 de mall-uri. Complet inutile. Inutile. Adică, practic, ne consumăm viața cheltuind. Stimulăm consumerism. Și știi ce plătești când îți cumperi o haină? Sau orice altceva complet aiurea? Placebo. Nu, numai asta. Cheltuiești din timpul și viața ta pe care ți-ai dedicat una câștiga niște bani și pe care cheltuiești aiurea. Deci, prin urmare, noi nu știm cine suntem. Și asta este tema acestui proiect. Este fundamentală. Ea nu vine doar dintr-un proces economic. Vine o dorință de răzvrătire interioară și de libertate pe care o doresc poporului român. Este un articol în Constituție, dacă nu mă înșel, 118, care spune că poporul român este cel suveran în fața armatei. Deci armata sau orice acțiune trebuie să întrebe poporul român dacă este sau avem nevoie de așa ceva. Numai libertatea poate aduce reforma morală poporului român și viața demnă națiunii. Dar pentru asta și gândul trebuie să respire libertate, pentru că altfel, ori de câte ori veți merge singuri pe propriile picioare, apare teama, apare frica. Și singurul lucru de care trebuie să ne temem este de teama însăși. Pentru că dorința țăranului nu era să câștige material. De-aia România este formidabilă, spiritualicește. Este de departe, poate, o zeitate imensă a lumii. Pentru că țăranul român când vindea, nu vindea ca să aibă bani. Întotdeauna a fost asta. Vindea pentru că vedea bucuria în ochii tăi, că tu cumperi de la el. Asta înseamnă. Pentru că dorința țăranului nu era să câștige material. De-aia România este formidabilă, spiritualicește. Este de departe, poate, o zeitate imensă a lumii. Pentru că țăranul român când vindea, nu vindea ca să aibă bani. Întotdeauna a fost asta. Vindea pentru că vedea bucuria în ochii tăi, că tu cumperi de la el. Asta înseamnă. Deci cum nu poți să fii tu mândru de Iorga, de Haret, de Mehedinți, de Mihai Viteazu? Păi, suntem români pentru că l-avem în noi, l-am întrupat pe Mihai Viteazu și pe Ștefan cel Mare. Deci numai așa putem să fim ca nație și să ai spiritul de veșnicie manifestat în timp. Ori în momentul în care
noi la școală, îmi amintesc foarte bine, în primul anii de 89, vorbeam de Mihai Viteazul sau învățam de Mihai Viteazul, intram în pielea lui, mă transpuneam cu el, eram parte din el. Dar știți că... Și de aceea apare mândria națională și patriotismul, care astăzi sunt lucruri tratate derizoriu de o clasă politică inconștientă.